Toți cei care înregistrează venituri din activități independente, închirierea unor bunuri, din activități agricole și din operațiuni de valute la termen au obligația să declare la finanțe totalul veniturilor obținute într-un an de zile. Pentru depunerea declarațiilor aferente anului 2009, ultima zi este 15 mai, însă termenul a fost prelungit. Termenul s-a prelungit până luni, când este 17 mai, și mai mult decât atât, noi am luat măsuri de prelungire atât a programului zilnic, și astăzi, vineri și luni, în 17, avem deschise ghișeele până la ora 20. Mai mult se va lucra și mâine, ghișeele vor fi deschise între orele 8:30 și 14. Ce ați depus? Declarația de venit pe anul trecut. Da, e penultima zi. Niciodată nu-i târziu. A lăsat pe ultima 100 de metri? Păi am fost nevoită. N-am obținut adeverința de venit pe anul trecut de la firma la care am colaborat și s-a fost. Cei care nu își vor declara veniturile vor fi sancționați. Amenzile sunt cuprinse între 10 și 100 de lei.